Puiul de Ioan Alexandru Brătescu Voinești Într-o primăvară, o prepeliță, aproape moartă de oboseală, că venea de departe, tocmai din Africa, s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu la marginea unui lăstar. După ce s-a odihnit vreo câteva zile, a început să adune bețigașe, foi uscate, paie și fire de fân și și-a făcut un cuib pe un mușoroi de pământ, mai sus, ca să nu elonece ploile. Pe urmă, șapte zile de arândul au ouat câte un ou, în tot șapte ouă mici ca niște cofeturi și a început să le clocească. Ai văzut cum stă găina pe ouă? Așa sta și ea. Doar că în loc să stea în coteț, sta afară în greu. Și ploua. ploa de vărsa și ea nu se mișca. Ca nu cumva să pătrunde o picătură de ploaie la ouă. După trei săptămâni, i-au ieșit niște pui drăguți. Nu goi ca pui de vrabie îmbrăcați cu puf galben ca pui de găină. Dar mici, parcă erau șapte gogoși de mătase și au început să umble prin grâu după mâncare. Prepelița prindea câte o furnică, oricâte o lăcustă, le fărmița în bucățele mici și ei pic, pic, cu ciuculețele lor, o mâncau numai decât și erau frumoși, cu minți și ascultători. Se plimbau prin prejurul mamei lor și când îi striga pit palac, repede veneau lângă ea. Odată, prin iunie, când au venit țăranii să secere greul, el mai mare dintre pui n-a alergat repede la chemarea mamei și cum nu știa să zboare, hăț, l-a prins un flăcău sub căciulă. Ce frică a pățit când s-a simțit strâns în palma flăcăului. Numai el a știut, îi bătea inima ca sornicul meu din buzunar. Dar a avut noroc de un țăran bătrân care s-a rugat pentru el. Lasă-l jos, mai marine, că e păcat de el, moare. Nu-l vezi că de-abia E cât luleaua, când s-a văzut scăpat, fugă speriat la prăpiliță să-i spuie ce-a pățit. Ea l-a luat, l-a mângâiat și i-a spus. Vezi ceva să zică să nu mai asculți? Când te-i face mare, o să faci cum ai vrea tu, dar acum că ești mic, să nu ieși niciodată din vorba mea, că poți să pățești și mai rău și așa trăiau acolo liniștiți și fericiți. Din seceratul grâului și din ridicarea snopilor se scuturaseră pe mirește o groază de boabe cu care se hrăneau și măcar că nu era vreo apă prin apropiere, nu sufereau de sete, că beau dimineața picături de rouă de pe firele de iarbă. Ziua, când era căldura mare, stau la umbră în lăstar. După amiază, când se potolea, vipia ieșeau cu toții pe miriște, iar în nopțile răcoroase se adunau grămadă. Ca sub un cort, sub aripile ocrotitoare ale prepeliței, încet, încet, puful de pe ei s-a schimbat în fulgi și în pene și cu ajutorul mamei au început să zboare. Lecțiile de zbor se făceau dimineața spre răsăritul soarelui, când se îngâna ziua cu noaptea și seara în amurg, căci ziua era de os din pricina hereților care dădeau târcoale pe deasupra mireștii. Mama lor îi așeza la rând și îi întreba, gata? Da, răspundeau ei. Unu, doi, trei. Și când zicea trei, frr, zburau cu toții de la marginea lăstarului, tocmai colo lângă cantonul de pe șosea. Și tot așa în dăret. Și mama lor le spunea că îi învață să zboare pentru o călătorie lungă, pe care trebuia să o facă în curând când o trece vara. Și o să zburăm de sus tot, zile și nopți, și o să vedem de desubtul nostru orașe mari și râuri și marea. Într-o după amiază, pe la sfârșitul lui August, pe când puii se jucau frumos în miriște împrejurul a aud o căruță venind și apropiindu-se în drumeagul de pe marginea lăstarului. Au ridicat toți în sus capetele, cu ochișorii ca niște mărgele negre și ascultau. Nero, înapoi! S-a auzit un glas strigând. Puii n-au priceput, dar mama lor care înțelesese că e un vânător a rămas încremenită. Scăparea lor era lăstarul, dar tocmai dintr acolo venea vânătorul. După o clipă de socoteală le-a poruncit să se pitulească jos, lipiți cu pământul și cu niciun preț să nu să se miște. Eu o să zbor, voi rămâneți nemișcați, care zboară e pierdut. Ați înțeles? Puii au clipit din ochi au înțeles și au rămas așteptând în tăcere. Se auzea fâșâitul unui câine care alerga prin mirește, și din când în când glasul omului Unde fugi? Nero! Înapoi! Nero! Fășăitul se apropie. Uite câinele! A rămas împetrit cu o labă în sus cu ochii țintă înspre ei. Nu vă mișcați! Le șoptește prepelița și se strecoară bineșor mai departe. Câinele pășește încet după ea. Se apropie grăbit și vânătorul. Uite-l! Piciorul lui e acum așa de aproape de ei, încât văd cum mi se urcă o furnică pe carâmbul cizmei. Vai, cum le bate inima! După câteva clipe, prepelița zboară ras cu pământul la doi pași de botul câinelui, care o urmărește. Vânătorul se depărtează strigând, înapoi, înapoi. Nu poate trage, de frică să nu își împuște câinele, dar prepelița se preface așa de bine că e rănită, încât câinele vrea cu orice preț să o prindă iar când socotește o ea că e în afară de bătaia puștii, zboară repede spre lăstar. În vremea asta, puiul îl mare, în loc să stea nemișcat ca frații lui, după cum le poruncise mama, zboară. Vânătorul îi aude prietul zborului, se întoarce și trage. Era cam departe o singură alică l-a ajuns la aripă. N-a picat. A putut zbura până la lăstar. Dar acolo, de mișcarea aripii, osul l-a început numai plesnit. S-a crăpat de tot. Și puiul a căzut cu o aripă moartă. Vânătorul, cunoscând desimea lăstarului și văzând că trăsese într-un pui, nu s-a luat după dânsul, socotind că nu face trudă de a-l căuta prin lăstar. Ceilalți pui nu s-au mișcat din locul unde îi lăsase prepelița. Ascultau în tăcere. Din când în când se auzeau pocnite de pușcă și glasul vânătorului strigând, Aport! Mai târziu căruța s-a depărtat înspre vânător pe drumeagul lăstarului. Încet, încet, pocnetele și strigătele s-au pierdut, s-au stins și în serii care se lăsa nu se mai auzea decât cântecul greierilor. Iar când s-a noptat și răsărea luna dinspre cornățel, au auzit de slușit glasul mamelor chemându-i din capul miriștei. Pit palac, pit palac! Repede au zburat înspre ea și au găsit-o. Ea i-a numărat. Lipsa unul. Unde e nenia? Nu știm. A zburat. Atunci, prepelița, disperată, a început să-l strige tare, mai tare, ascultând din toate părțile. Din lăstar i-a răspuns un glas stins, piu, piu. Când l-a găsit, când i-a văzut aripa parupte, a înțeles că era pierdut, dar și-a ascuns durerea ca să nu-l deznădăjduiască pe el. De atunci au început zile triste pentru bietul pui se uita cu ochii plânși cum frații lui se învățau la zbor dimineața și seara. Iar noaptea, când ceilalți dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaimă, Mamă, nu e așa că o să mă fac bine? Nu e așa că o să merg și eu să-mi arăt cetăți mari și râuri și marea? Da, mamă, răspundea prepelița, Țelindu-se să nu plângă. Și-a trecut vara. Au venit țăranii cu plugurile, de au arat miriștea. Preperița s-a mutat cu pui într-un lan de porumb de alături. Dar peste câteva vreme au venit oamenii de au cules porumbul. Au tăiat cocenii și au întors locul. Atunci s-au mutat în niște pârloage din marginea lăstarului. În locul zilelor mari și frumoase au venit zile mici și posomorite, a început să cadă brumă și să se rărească frunza lăstarului. Pe înserate se vedeau rândunici întârziate zburând în rasul pământului, ori pâlcuri de alte păsări călătoare, iar în tăcerea nopților friguroase se auzeau strigătele cocorilor, mergând toate în aceeași parte, către mează zi. În inima bietii prepelițe era o luptă sfâșietoare. Ar fi vrut să se rupă în două, jumătate să plece cu copiii sănătoși, care sufereau de frigul toamnei înaintate, iar jumătate să rămâie cu puiul, schilod care se agăța de ea cu disperare. Suflarea dușmanoasă a crivățului, pornită fără veste într-o zi, a hotărât-o. cât să-i moară toți puii, mai bine numai unul, și fără să se uite înapoi, ca să, ca să nu-i slăbească hotărârea, a zburat cu puii zdravini, pe când îl rănit striga cu deznădejde. Nu mă lăsați! Nu mă lăsați! A încercat să se tărască după ei, dar n-a putut și a rămas în loc, urmărindu-i cu ochii până au pierit în zarea despre mează zi. Peste trei zile, toată preajma era îmbrăcată în haină albă și rece a iernii. După un însoare cu viscol, urma un senin ca sticla, aducând cu dânsul un ger aprig. La marginea lăstarului, un pui de prepeliță cu arepa ruptă stă zgribulit de frig. După durerile grozave de până adineauri, urmează cum o piroteală plăcută. Prin mintea lui, fulgere crâmpeie de vedenii, miriște un carim de cizmă pe care se urcau furnică, aripa caldă a mamei, se clătine într-o parte și în alta și pică mort, cu degetele ghearei împreunate ca pentru închinăciune.